S.C.Piețe S.A. Timișoara a finalizat un amplu proiect de modernizare care a fost implementat la Hala de Lactate din piața Badea Cârțan. Proiectul a prevăzut înlocuirea instalației de climatizare cu purificatoare de aer, achiziția 20 de vitrine frigorifice mici de 1,50 metri și 13 vitrine frigorifice mari de 2,5 metri cu agent de răcire ecologic și eficiență energetică mărită, igienizarea interioară și exterioară a halei, precum și reparații la linia electrică, la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare. Hala de Lactate din piața Badea Cârțan, avea nevoie de investiții pentru a oferi clienților și producătorilor un spațiu modern și face parte din strategia noastră prin care dorim să aducem îmbunătățiri la toate piețele din oraș pe care le administrăm, a declarat directorul SC Piețe S.A. Timișoara Mirel Pop. Lucrările la hala de lactate din piața Badea Cârțan au costat circa 800.000 de, de lei.